Bună ziua tuturor, sunt Tarotela cu etalare pentru cei născuți în zodia Vărsătorului, în sfârșit. Da, și eu aștept etalarea aceasta, dar am zis să le fac în ordinea vizionărilor. Și ia că a venit rândul vostru, al nostru, și eu am Venus aici, sunt curioasă. Venus e o planetă importantă. Din ce am amestecat cărțile? Ce am văzut? Am văzut. Am văzut ceva. Am văzut 6 de cupe. Unii dintre voi aveți de-a face cu o persoană în semn de apă, pești, rac sau scorpion, o legătură foarte profundă de suflet, foarte profundă. Așa poate să fie din copilărie, din trecut sau și mai și dintr-o altă viață. Ce am mai văzut? Am văzut 4 de cupe. Sunteți supărați sau, în fine, ceva s-a întâmplat în această situație pentru că ori sunteți voi supărați, ori sunt ei supărați. Bine, cupele nu trebuie musai să reprezinte o persoană în semn de apă, pot să reprezinte starea noastră emoțională. Poate voi sunteți supărați în legătură cu, eu știu, o persoană. Da. Dar totuși, după aceea am văzut asul de spade, ceea ce mă face să cred că vă reveniți un pic, măcar mental, vă refaceți echilibru și mergeți înainte cu dreptate, cu adevăr, cu încredere. Asul de spade sunteți voi sau un geamăn sau, eu știu, balanță, dacă asta contează. Dar eu cred că erați voi. Haideți să tai cărțile în fața voastră. Vărsător, Soarele, Lună, Venus, Ascendent în Vărsător, mai 2019. Puteți să luați etalarea de astăzi până pe 7 iunie, dar, repet, se poate întâmpla, se poate manifesta încă vreo 2-3 luni, poate chiar și 6 de acum încolo, sau preiau energia din trecut. Toată lumea știe asta, deci e bine să ne fixăm pe un timp. Acum, Vărsători. Past lives, da, vieți anterioare. Cum am zis și mai devreme, și îmi place la culme când cărțile corespund, mai ales când vin din diferite seturi de cărți. Da, e clar. Schimbare. Joacă. Participare. Integrare. Cine a mai avut integrare? A mai avut integrare, dar în altă poziție, dar a avut-o. Integrare a avut-o. Cine? Fecioara? Fecioara. Da. Ai, 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 ai. Imediat vă zic. Se întâmplă ceva în viața voastră. S-a întâmplat în ultima vreme sau în această perioadă, că citim pentru mai. Schimbarea reprezintă ce e Jupiter în acest context, care putea să fie și turnul, dar în cazul ăsta este roata norocului, este schimbare. Schimbare ar fi benefică. Totuși, cineva din trecutul vostru, din altă viață, după cum vedeți, vine într-un fel, măcar ca o energie. Dar e posibil să fie o persoană. Vine și vă schimbă întreaga viață. Probabil că acum, da, sunteți mai supărați, eu știu ce se mai întâmplă în viața voastră, a noastră. Ideea e că totuși, după ce vă adaptați la această schimbare, începe să manifestați mai multă bucurie, mai multă încredere în această situație, în această relație. Și dacă la început priviți lucrurile într-un mod mai dramatic, pentru că această carte, viețile anterioare, reprezintă într-un fel judecata. Este o carte plutoniană, cu energie plutoniană. Este o energie foarte profundă, vă dă un pic peste cap, ne dă un pic peste cap. Dar în momentul în care acceptăm schimbarea, în momentul în care renunțăm la niște șabloane mentale, poate referitor la, că tot vorbeam de relații, referitor la persoanele cu care ne-am obișnuit să relaționăm, poate este un alt gen cu care noi nu suntem obișnuiți și până ne integrăm, da, până ne integrăm, e un proces așa mai dramatic. Cartea aceasta, Vieța anterioare,
E mai dramatică, e intensă. Poate aveți și stări și vise și încercați să vă ascultați vocea interioară. Nu, poate unii dintre voi nu vreți să, că totuși sunteți niște rebeli. Suntem. Nu vreți să vă fixați pe șabloanele cu care v-ați obișnuit, da? Și cred că majoritatea veți prelua această schimbare, că până la urmă vărsătorii adoră schimbarea într-un fel sau altul, chiar dacă sunt semne fixe. Și în momentul în care o acceptați, vă fixați, deja avem participare. E posibil ca un semn de foc, dar nu e obligatoriu să fie semn de foc. Poate să fie o persoană foarte pasională, să vină brusc în viața voastră, da, cum am spus, producă o schimbare și totuși, în momentul în care o acceptați, începe să manifestați pasiunea în această relație, în această situație. Dacă la început vă stresează, în momentul în care acceptați, începe să vă bucurați de relație în sine și chiar să puneți bazele unei relații de lungă durată. Participarea înseamnă 4 de bâte. 4 de bâte, 4 este un semn fix, da? Și atestă faptul că e posibil, dacă nu la sfârșitul lunii, poate luna viitoare, puneți bazele unei relații solide, de prietenie, de amor, de dragoste, de ce o fi profesională, voi știți. Avem aici integrare, dar în spate avem comparare, avem politică, minciunele. Aici este problema. Dacă apare o persoană dintr-o altă viață, simțiți intensitatea. Pluto este foarte intens, cartea aceasta este foarte intensă, n-ai cum să nu o simți. O simțiți în toată ființa voastră, dar începeți și comparați cu celelalte relații pe care le-ați avut. Și nu e bine să comparăm. Aici e problema, nu este bine. Avem senzația că suntem mințiți sau, într-un fel sau altul, celălalt poartă o mască, în fine, sunt niște griji. Dar dacă vă lăsați așa purtați de val și acceptați lucrurile ca pe niște chestiuni banale, comune, aici se întâmplă. Vine cineva, asta e, bine este să nu compar. Încet, încet, aveți aici un semn de pământ, cu răbdare, cu răbdare, începe să manifestați această integrare. Și e nemaipomenit, pentru că s-ar putea să fie o surpriză. Repet, dacă la început primiți situația într-un mod mai stresat, așa, încet, încet vă dați seama că totuși situația persoana vă aduce beneficii. Dacă e o persoană, s-ar putea să vă completeze mai mult decât credeți sau decât vă așteptați. Deci de-aia nu-i bine să comparați, să vă faceți griji, să manifestați cu cât. Aici aș vrea eu să transmit în etalările mele mai mult decât niște citiri clasice de tarot, să înțelegeți că manifestăm ceea ce gândim. Deci din orice citire este foarte bine să preluați partea bună. E bine să nu vă gândiți că cineva vă minte, pentru că veți manifesta această energie într-un fel sau altul. Veți provoca persoana într-un fel sau altul să se ascundă. Și asta e, nu veți mai ajunge la această integrare foarte, foarte frumoasă. Asta, această carte, cum am spus-o și pentru cei din Zodia Fecioare, susține faptul că ar putea fi vorba de un suflet, o flacără geamănă. Nu doar un suflet pereche. E posibil să fie mai grea integrarea, dar cu timpul și cu răbdare, că am avut 7 de monede, v-ați văzut mai devreme, veți simți că s-ar putea să fie totul pentru voi această persoană. Avem 4 de bâte, da? Avem participare, avem crucea și spirala. Lucrurile se așează, da? Se așează poate la început ca un vârtej, dar încet, încet se calmează și începe și manifestați ceva stabil. Și totuși voi sunteți semn fix și vă place stabilitatea. Dar într-un mod mai jucăuș, mai pasional, mai extravagant. E o carte superbă, integrarea. Aveți yin și yang, aveți soare și luna, aveți foc și apă. Aveți
aveți putere și sensibilitate. Aveți dragoste și aveți ordine. Aveți lotus. Da, e un proces îndelungat, așa cum crește lotusul într-un lac noroios. Rădăcina e lungă, tulpina e lungă, dar deasupra ce frumos arată. Procesul poate să fie mai îndelungat, dar finalul să fie mai frumos decât vă așteptați. Haideți să tăiem aceste cărți pentru o cruce celtică. Vărsător, soare, lună, Venus, ascendent în vărsător pentru mai 2019. Energia centrală. 7 de cupe. Confuzie. Poate să fie un semn de apă. Uneori se zice că ar putea fi scorpion, pești. Unii spun că ar fi și rac. Dar eu, ca și alți colegi, merg mai spre scorpion sau pești. Ideea că dacă nu e semn de apă, are planete în semn de apă, sau pur și simplu toată emoția asta pe care o simțiți în preajma persoanei sau a situației vă creează o confuzie. Haideți să vedem mai departe cum se așează și recitim ce vă blochează. 6 de monede. Tot 6. 6 de cupe a fost mai devreme când am văzut cărțile, da? 6 de monede. O relație. Ideea de relație. Noțiunea de relație. Poate voi sunteți obișnuiți cu un soi de relație și vă dă peste cap ce apare acum în peisajul vostru relațional. Iar o chestiune legată de bani. Aveți senzația că primiți mai puțin decât meritați. Rămâne de văzut cum voi simți și restul cărților. Poate așteptați niște bani, un ajutor financiar, să vă reechilibreze. Regele de monede. În trecutul îndepărtat, eu știu cât o fi de îndepărtat, voi știți. Dar iar, și îmi place când văd lucrurile astea, apare acest rege de monede. Cred că a apărut nu știu câte etalări. Și apare simbolul taurului. Dacă nu e rege de monede, este 9 de monede sau alte cărți care 4 de monede. Cărți care reprezintă semnul taurului. E clar că e o situație sensibilizată de soarele în taur și de planetele care sunt acum în taur. Cu Uranus, semnul vostru, planeta voastră guvernatoare, probabil că veți fi și voi afectați. Deci, în general, regele de monede, eu persoană în semn de pământ, taur, fecioară sau capricorn, eu persoană de autoritate, dacă nu e de autoritate, e cu bani, de obicei ar trebui să le aibă pe amândouă și autoritate și bani și poziție socială. În general, regele de monede le cam are pe toate. Poate să fie un părinte, un soț, evident că poate să fie și o soție, chiar dacă acum avem figura unui bărbat, poate o soție mai bătăioasă, așa, mai masculină, dar ideea de soț, tată, profesor, dacă asta vă spune ceva, vă creați mesajul și povestea voi înșivă. Ia uite, iar semnul fecioarei sau al taurului, că avem Venus, da? Al fecioarei că e 9, da, septembrie, 9 de monede. În trecut, că sunteți voi, că e aceeași persoană, rămâne de discutat. În trecutul apropiat. Bănuiesc că sunteți voi confortabil cu ceea ce ați acumulat. Este varianta 3D a împărătesei. E perechea potrivită pentru regele de monede. Oricineva vă vede perechea potrivită pentru ei, ori voi îi vedeți în această postură, dar 9 de monede e o persoană destul de independentă și e confortabilă cu situația, tind că ați putea fi voi
Pentru că vărsătorii, în general, au această tendință să fie mai independenți, nu sunt disperați după relații clasice. Nu pot fi într-o relație de lungă durată fără să se căsătorească, sunt mai neconvenționale. Și avem acest vultur, care, totuși, într-un fel sau altul, este un simbol de aer, da? Voi sunteți bine cu voi înșivă și, într-un fel sau altul, această relație vă creează confuzie. Poate un om foarte stabil, într-un fel sau altul, într-adevăr, perechea potrivită, dar, într-un fel, vă dă peste cap dorința de independență a unora, așa simt. Ia uite, ai, pentru unii, în luna mai, avem luna mai, da? 5, iar Taur, Taur, două cărți, nu mai zic de celelalte două, două cărți care susțin stabilitate, dar nu doar financiară. Cineva dorește să se căsătorească cu voi. Dacă nu e vorba de căsătorie, că evident că nu poți să etalezi pentru toată lumea, sunt mulțumită dacă rezonez măcar cu câțiva dintre voi. Înseamnă că are rost venirea mea aici. Dacă nu e căsătorie, este un contract. Un contract serios. Dar în acest moment sunteți un pic confuz, aveți senzația că nu primiți ceea ce meritați. Poate veți primi mai mult. Ideea este că așteptați. Așteptați un ajutor financiar. Așteptați eventual o implicare. Implicare, scuzați-mă, conformă cu ceea ce meritați. Da. Marele preot. La fel. Poate fi un profesor. Pentru unii dintre voi, vedeți cum rezonează. Poate fi un profesor. Voi aici, într-o postură oarecum independentă, poate semnați un contract și mergeți mai departe către un 10 de monede. Altă variantă, profesor, preot sau pur și simplu o legătură religioasă. Semnată. Dacă nu acum, în curând, într-un fel sau altul, sau pur și simplu în gândul cuiva. Eventual simțiți voi că sunteți destul de telepatici cu Uranus, planetă guvernatoare. Simțiți că cineva, probabil aceasta că e verticala, își dorește o legătură de foarte lungă durată. Chiar o căsătorie, cum am zis. Pentru unii, dacă nu e vorba de așa ceva, vă duceți la un preot să vă sfătuiți. Legătura aceasta deține cheile sufletelor voastre. Aici sunt doi oameni, da? Ei sunt doi oameni. Fiecare are o cheie către sufletul lui. Abia când ajung în fața acestui preot, își pot lua cheia, își pot deschide sufletul și manifesta adevărul. Într-un fel, își pot manifesta soarta, destinul, relațional. Așa simt acum. Și totuși, acum vă faceți griji. 9 de spade, sunteți voi semn de aer, o fi și cealaltă persoană, dar fiind spade, sunteți voi. Vă faceți griji, nu dormiți, multe griji sunt închipuite, că așa se întâmplă la 9 de spade, majoritatea sunt închipuite. Da, unii dintre voi vreți să rămâneți independenți. Pe de-o parte, poate undeva în sufletul vostru v-ați dori o relație, dar sunteți obișnuiți cu relații dezechilibrate. Și totuși, persoana asta care apare pe vertical e foarte hotărâtă, e foarte echilibrată, vrea o legătură solidă, serioasă. Și vă dă peste cap, vă creează confuzie. Sfatul, 6 de cupe, are apărut. Înseamnă că nu degeaba l-am văzut. Semn de apă sau planete în semn de apă, rac, pești, scorpion, o legătură foarte profundă, care
învinge barierele morții, barierele convenționale. Cineva își dorește o legătură convențională și voi care sunteți uranieni și neconvențional, sunteți stresați, dar simțiți că aceasta e o legătură profundă, poate, eu știu, rămâne de văzut, la un moment dat veți îndrăzni, rămâne de văzut ce cărți mai apar și în lunile următoare deciziile nu se iau așa peste noapte. Eu cred că această persoană a apărut în mai, dar e mai de mult în preajma voastră. Dacă e o persoană nouă, dar repet, ar putea să fie un profesor care vă oferă un contract. Luați o diplomă, da? Nouă, noi spirituali, sfârșit de ciclu. Mulțumiți de toate examenele. Poate să fie un tată care vă susține cu niște sfaturi, niște sfaturi. Exterior, lumea, cineva de la distanță, Taur, Leu, Vărsător sau Scorpion, cineva de la distanță, da? Începe un ciclu, poate cu dumneavoastră sau voi sunteți chemați să învățați o lecție și să lăsați în urmă niște relații vechi, un stil de a relaționa mai vechi, lăsați în urmă grijile, confuzia și să manifestați un nou ciclu și un nou stil de a relaționa, mai stabil, mai concret, mai. Uranus în Taur, e clar că unii dintre voi aveți de-a face cu cineva cu planete în Taur. Nu e obligatoriu să fie Soare, poate să fie Lună, Venus, Ascendent, chiar și Marte, mai ales dacă e bărbat. Lumea reprezintă semnul Capricornului și avem și aici semn de pământ, sunt multe semne de pământ, mai mult sau mai puțin, poate pentru unii înseamnă ceva, pentru alții nu. Dar ideea este că, fiind forță exterioară, vine de la distanță, de peste granițe. Adică persoana a călătorit prin lume, cu alte cuvinte. Persoana care vă influențează. Și să nu uităm că Saturn este și el o planetă foarte responsabilă. Scuzați-mă. Sunt un pic obosită. Saturn este o planetă responsabilă și vă cheamă la stabilitate. De ce vă este frică? De această schimbare, cum a fost și mai devreme, da? Roata norocului, ce ați avut? Schimbare, change. Vă este frică un pic. Iar semne fixe. Taur, Vărsător, Leu sau Scorpion. Vă este teamă de această schimbare. Deși vouă vă place schimbarea, știți că aceasta este Jupiter. În general, e spre bine. După cum arată cărțile, nu cred că ar fi o schimbare în rău. Mai ales cu marele preot, cu totuși o persoană foarte serioasă aici. Dar aveți un stres. Aveți un stres în legătură cu această schimbare. E o schimbare de destin. Poate, cum am spus mai devreme, așa am simțit și nu de fiecare dată citesc această carte, dacă mă ascultați etalările, nu mereu le citesc la fel. S-ar putea să vă găsiți această cheie care vă arată, de fapt, adevăratul vostru destin. Ce vă doriți? Luna. Semn de apă, pești, rac, scorpion. Lună plină, poate de lună plină, nu știu, vi se întâmplă ceva și ce ar putea să vi se întâmple? Să înțelegeți niște secrete. Poate chiar secrete legate de interiorul vostru, că tot asta aveți confuzii și stres mental. Poate înțelegeți relațiile dintr-o altă perspectivă. Luna. Luna înseamnă foarte mult. Pot să fie și coșmaruri. Dar evident că nu vă doriți coșmaruri, acum o luăm și logic. Poate vreți să înțelegeți acest secret mister, cum a apărut această persoană, cum manifestați acest contract, acest mare preot.
Pentru mine, uneori luna înseamnă și aspectul feminin divin. Poate că unii dintre voi vă doriți să vă înțelegeți acest aspect. Uranus este totuși o planetă masculină, într-un fel sau altul. Probabil că uneori ați fost obligați de-a lungul vieții să vă manifestați un pic mai activ, mai zbuciumat, mai impulsiv și vreți să vă înțelegeți natura feminină. Misterul. Să înțelegeți misterul relațiilor, misterul dintre bărbați și femei, misterul dintre că ați avut integrare, yin și yang. Să înțelegeți niște lucruri profunde și poate primi și niște vise. Finalul, 5 de cupe. Iar semn de apă, cred că în daia vă este greu și vă stresați. Cred că în mai încă unii dintre voi vă gândiți mai mult la trecut, regretați mai mult trecutul, în loc să vedeți aceste două cupe, da? Această ofertă foarte serioasă, două cupe, două chei, da? Două chei, care este în preajma voastră. Să nu uităm că aici sunt eu, de acum observ. Două monede, da? Este în preajma voastră. Poate la început pare puțin, nu știu ce vă deranjează, sunt multe motive, dar în fine, poate nu sunt atât de aurite ca celelalte, dar sunt consistente, sunt pline. Și sunt pline cu, eu știu, poate un medicament pentru sufletul vostru. Rămâne de văzut. Hai să vedem ce ar mai fi. 5, 2 de 5, 5 de monede. Unii dintre voi puneți niște bariere în calea acestei relații, întrerupeți legătura într-un fel sau altul, vă simțiți lăsați de izbeliște sau poate încă, da, așa simt acum. Pentru unii dintre voi, voi nu puteți să vedeți aceste două cupe pentru că vă gândesc la cele trei. Și cele trei v-au lăsat de izbeliște. Poate să fie un alt semn de pământ sau un semn de foc. 9 de băte. Poate să fie săgetător, poate să fie leu sau berbec. Cineva va lăsa de izbeliște și voi stați și vă gândiți la chestiunea aia. Prea mult. Prea mult. Hai să mai încercăm o carte. Și totuși vine, da, vine totul ca un. Ca o tornadă. Ca o tornadă. Semn de aer, sunteți dumneavoastră, poate vreți să comunicați. Sau primiți niște vești într-un mod neașteptat. Sau vine cineva, această persoană, să vină neașteptat în viața voastră. Ia uite și turnul, da, iar apare schimbarea. Ceva se va schimba. Și acum vă stresați în mai. Probabil că lucrurile se vor așeza mai încolo, nu chiar luna mai. E normal, legăturile de lungă durată nu se fac peste noapte. Hai să vedem, la capătul acestor cărți avem justiția. Iar o persoană în semnul balanței sau sunteți voi, sau niște chestiuni legale, v-au obosit, v-au creat un stres, oboseală. Cred că unii dintre voi